Bună ziua, dragi prieteni! În cadrul tutorialului de astăzi vă prezint modul de implementare și de utilizare a scripturilor pentru programatorul UPA-USB. Accesând linkul din descriere, veți downloada această arhivă DeviceScribe pe care vom muta în partiția de a laptopului. Vom dezarhiva. Ok. Și vom deschide softul programatorului. Vedem că programatorul este atașat la laptop, Option și Script. DeviceScribe. OK. Ok, și vom închide softul. Îl vom redeschide. Și în acest moment remarcăm faptul că el a început să instaleze scripturile din folder. Close și în acest moment, în partea de jos, ne arată scripturile care au fost instalate. Clear message. Iată în meniu scripturile disponibile pentru acest programator. După cum remarcați, ele nu sunt foarte sistematizate. Aceasta datorită faptului că au fost create de diversi autori care și-au impus personalitatea. S-ar putea să găsiți chiar două, trei scripturi care fac același lucru. De asemenea, și modul în care sunt realizate e diferit. Scripturile sunt create cu ajutorul acestui program. Ele sunt în Pascal sau în Basic. Aici sunt instrucțiunile. Pentru cei care sunt pasionați și dețin algoritmele, pot crea singuri aceste scripturi. Dar nu este subiectul tutorialului de astăzi. Pentru exemplificare, voi arăta cum se utilizează un script pentru decodarea unei navigații MFD. Navi. Aici avem modulele care sunt suportate de acest script, modul în care trebuie să-l utilizăm. Aici este un mod în care ne conectăm pe placă. Ok, device-ul a fost citit. Vom seta codul 0510. Vedem că aici este setat să programeze doar locația unde apar modificări. Și
bara de mesaje apare faptul că a fost setat cu succes codul 05010. Aici avem modul în care ne conectăm pentru a citi 24C32 din FIS. Ok. Un alt exemplu. Cum vom decoda CDR500? Vom merge la radio. Vedem că de această dată RAID Info se referă practic la a citi device-ul, respectiv memoria 24C16. Avem cod on, cod off. Modul în care se conectează. Și informații despre cum să ne conectăm. Code off. Mai departe voi afla pinul dintr-un PCI Johnson Controls de Peugeot. Ok, vom ieși din decodare radio și voi intra la a apărut codul PIN. Remarcați că acest script este diferit de modul în care arăta cel anterior. Ok. Ieșim și vom programa un odometru de la Toyota Corolla. Vom intra în odometru, selectăm Toyota Corolla 93S56, RID, aceasta este valoarea actuală. Valoarea care dorim să punem. Și în partea de jos suntem anunțați că este ok.
Nu toate scripturile au nevoie de a fi citit device-ul. Unele pot lucra dându-le un fila gata citită. Iată, în cazul de la EVS3, OK, iată cum apare. Aici modificăm la valoarea dorită. Așa cum ați remarcat, niciun script nu face salvarea automată a dump-ului original. Aceasta trebuie să o faceți dumneavoastră pentru a nu avea surprize neplăcute. Desigur, mai sunt multe scripturi. Iată, unul dintre ele, Mask Motorola, unde putem identifica procesoarelor Motorola după mască. Și tot așa. Deci ele sunt cât se poate de utile, chiar dacă sunt dublurile, cu timpul le putem selecta, putem șterge din folderul respectiv cele care nu ne sunt necesare sau care constatăm că nu dau soluții reale, dar ne ajută foarte mult. Acesta a fost tutorialul pentru astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție. Cu bine! Pe săptămâna viitoare.